După ce a fost în trecut prima echipă care a jucat în grupele Ligii Campionilor, formația pregătită de Aurel Vlaicu și Bogdan Nicolae pornește azi într-o nouă aventură europeană. Voleibaliștii zălăoanii vor disputa o dublă manșă extrem de dificilă în compania rușilor de la Gubernia Nijni Novgorod în 16-mile de finală ale Cupei CEV. Formația rusă are în componență un singur jucător de altă naționalitate pe coordonatorul finlandez Esko Miko, în rest toți ceilalți voleibaliști sunt ruși. Oficialii zălăoani se așteaptă la o partidă foarte grea, însă cu aportul publicului pot scoate un rezultat pozitiv. Partida din 16-mile de finală ale Cupei CEV dintre CSV Mezalău și Gubernia Nijni Novgorod va fi oficiată de un cuplu format din Rogic Dejan din Croația, arbitru principal, și Milonakis Alexandros din Grecia, arbitru secund. Prețul unui bilet de intrare la partidă este de 15 lei, iar copiii și elevii vor avea acces gratuit. Meciul se va juca în sala sporturilor din Zalău cu începere de la ora 19.